a valului în baterie ce intră, a trei comandamente este situată în municipiul Cluj-Napoca, în capitala istorică, culturală, altă companie, este subordonată de mijlocii statului național cu observă terestră. Tinția valului în baterie ce intră se întrește cu peste conceptul de existență și tradiția de armateuriei. Șeful de stat major al diviziei 4 infanterie Gemina, care vă prezintă onorul dintr-un autovehicul blindat Urobanta S3. Este primul comandant al contingentului românesc în misiunea antică Babilonia din Irak în anul 2003, din prima misiune la care a participat. De-a lungul carierei, emblema de onoare a forțelor terestre și ordinul Virtutea Militară. Vă prezintă onorul detașamentele Ministerului Apărării Naționale. Urmează drapelul de luptă al regimentului 317 și se reprădează purtat de militarii regimentului. Pentru rezultatele de excepție obținute în îndeplinirea misiunilor, drapelul a primit numeroase decorații, dintre care menționăm emblema de onoare a forțelor terestre și emblema de onoare a statului major general. Primul detașament care va trece prin fața dumneavoastră este constituit din militare regimentului 317 de Plăteasa, comandat de locotenentul Vlad Sofrăzica Andreea. Înființată 1 iulie 1969, ca și o comandă de cercetare în adâncime, astăzi regimentul este o structură flexibilă de cercetare care beneficiază de capabilități moderne de colectare de date și informații. În ultimii ani, militarii regimentului au avut o prezență constantă în teatrele de operații. Astfel, peste 160 de militari din cadrul regimentului au participat la misiuni internaționale conduse de ONU și NATO în cadrul Situații de urgență din țară. Urmează depilarea din toate rog tehnice și de intervenție conduse
Atenție din dotare inspectorului de poliție județeană, autospeciale, Dacia Duster și Dacia Lazara, care în urmă este tuturor de ordine publică și rutie, sunt echipate cu mijloace de comunicații de avertizare sonoră și luminoasă pentru circulații în regim prioritar și intervenția la locul producerii evenimentelor semnalate. Autospeciale, Dacia Lazara, care în urmă este tuturor de ordine publică și rutie, sunt prevăzute cu echipamente de prezentare a distrugilor de intervenție activă și intervenții pirotehnică. Laboratorul mobil de educație rutieră este folosit în activități educative și la diverse manifestări cultural-artistice. Urmează tehnica de intervenție a inspectoratului de jandarmi județean Alexandru Vainaru de Mont din Cluj. Blocul de depilare cu tehnica 1 este folosit în două speciale, două Dacia Duster, un Peugeot Expert și un Opel Vivaro, destinate pentru deplinirea misiunilor de asigurare sau de restabilire a ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și două vehicule de teren off-road, 4x4, auto-utilitar a Ford Ranger și Accord. Ambele motive de jandarmeria montană pentru deplasarea pe traseele județului. Pentru stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din diferite situații. Este destinat operatorului